Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Astăzi voi face o nouă etalare în trei variante cu tarotul iubirii și al îngerilor iubirii pentru a afla dacă te împaci cu persoana iubită. Așadar, alegeți-vă varianta inimioarelor, una dintre cele trei inimioare, inimioara cu verde, inimioara roșie sau inimioara roz. Gândindu-vă la persoana iubită, la relația cu aceasta și puneți-vă întrebarea dacă vă împăcați cu ea. Deci, pentru cei care sunteți certați, supărați, despărțiți, puneți-vă această întrebare și să vedem ce răspuns vor da cărțile de tarot, tarotul iubirii și al îngerilor iubirii. Bineînțeles, țineți cont că sunt etalări generale. Ele vă pot da multe detalii despre relația voastră și despre posibilitățile care sunt, dar e posibil ca nu toate persoanele să se poată regăsi 100% în una sau în alta dintre etalări. Și în același timp vreau să vă propun, pentru că toți suntem acasă, cei mai mulți dintre noi, în aceste zile, pentru că este acest virus și cam peste tot se opresc activitățile, nu se mai lucrează, nu se mai iese prea mult din casă și atunci nu se interacționează prea mult în afara casei. Așadar, dacă aveți întrebări specifice, întrebări la care doriți răspunsuri cu cărțile de tarot, oracol sau alte metode, îmi puteți lăsa mesajele voastre sub această etalare, sub acest filmuleț. Bineînțeles, nu-mi lăsați date personale pentru că nu voi face etalări personale pe canal, deci niciodată nu lăsați datele voastre personale de naștere și așa mai departe. Deci puneți doar întrebările specifice la care ați dori răspuns, gen dacă se întoarce persoana la tine, dacă te iubește, dacă îți vei găsi loc de muncă, dacă vei putea să te întâlnești cu X sau cu Y, dacă te va suna, întrebări de acest gen, dar nu cu datele voastre personale lăsate atașate la întrebare, ca să zic așa, pentru că nu vor fi dedicate unei singure persoane etalări, ci voi face la fel ca și până acum în mai multe variante adresate tuturor celor care au nevoie de un răspuns la întrebări și care intră pe acest canal. Pentru cei care doresc întrebări, răspunsuri private, pot să-mi scrie pe adresa de e-mail și da, în funcție și de timpul meu liber, de disponibilitatea care o am, o să am să încerc să răspund la întrebări în privat, în anumite condiții. Așadar, să revin. Puneți-vă întrebarea dacă vă veți împăca cu persoana iubită. Alegeți-vă varianta cu care rezonați în funcție de culoare și, sau de ordine în care sunt puse aceste inimioare și să vedem ce răspuns vor da cărțile de tarot. Am spus că voi folosi tarotul îngerilor inimii și tarotul iubirii. O să vedem. Pentru persoanele care și-au ales prima variantă a inimioarei vers, vedem dacă vă împăcați cu persoana iubită. În primul și în primul rând trebuie să fiți mai optimiști, mai veseli, mai plini de entuziasm, să aveți mai multă încredere în voi înșivă, pentru că acest lucru vă aduce noroc și vă aduce iubire. Și dacă persoana la care v-ați gândit este foarte posibil să fie chiar sufletul vostru pereche, da? Este persoana potrivită pentru voi, pentru a ajuta în evoluția voastră. Persoana, inima, sufletul pereche, practic, ajută, te ajută să te cunoști mai bine pe tine, să-ți cunoști posibilitățile, să-ți învingi fricile, să-ți cunoști fricile, să-ți cunoști părțile bune și părțile mai puțin bine, așa cum și pe tu, pe cealaltă persoană o ajuți la fel, să se pună în valoare, să se îmbunătățească, să se cunoască pe sine. Practic, acesta este rolul unei sufletul pereche, una în viața celeilalte. Unul în viața celuilalt. Ops,
el se grăbește, se grăbește. Aici mi apare o transformare benefică și creatoare. Această despărțire, această distanță între voi vă face poate să vă mai temperați caracterul, impulsurile negative, răutatea, să zic așa, vă mai îmblânzește, vă mai liniștește, vă mai face să reflectați asupra unor situații din viața voastră. La modul în care v-ați comportat voi, la ce putea să faceți mai bine, ar trebui să vă așteptați din partea cealaltă persoană, ce pretenții aveți dreptul să aveți până la urmă de la cealaltă persoană, cât și cealaltă persoană de la voi. Deci este un fel de cunoaștere de sine, această distanțare. La fel mi-a ieșit perechea ideală, deci voi sunteți suflete pereche, dar trebuie să fiți mai echilibrați, mai cumpătați, să nu mai fiți așa impulsiv unul cu altul, să aveți mai multă răbdare unul cu altul, să fiți mai pacifiști, să căutați mai multă armonie, da? Să mai lăsați unul de la altul, poate. Ok, și să vedem, așa, da. Da. La voi, în primul rând, deci e clar că sunteți suflete pereche. Voi a trebuit să vă cunoașteți mult unul pe altul. Deci trecutul vostru, ce s-a întâmplat între voi în trecut, au fost practic pentru a vă dezvălui unul altuia, de a vă cunoaște în profunzime unul pe altul. Deci voi ați scos tot ce a fost mai bun sau mai rău din voi cu această persoană, tocmai pentru a forța această relație într-un fel să se dezvăluie ce se va fi să rămâneți împreună sau nu va fi să rămâneți împreună. Ați forțat nota și unul și altul, și în sensul bun și în sensul rău. Da? Deci ca să vă cunoașteți așa în toate fazele, să zic așa. Da? Deci nu v-ați ascuns până la urmă, cât chiar ați încercat cumva să, fără să vreți poate, să vă dezvăluiți caracterul, adevăratul caracter. În prezent aici mi apare clar că voi sunteți suflete pereche, persoana potrivită pentru voi este cea mai potrivită persoană pentru voi, ca să zic așa, și voi v-ați cunoscut în viața anterioară. Pentru unii dintre voi chiar poate v-ați mai împăcat de câteva ori și există posibilitatea să vă mai și împăcați. Deci există această posibilitate. Există pentru că această persoană este, îi va duce, deci mi-aduce aici, dacă voi sunteți femei, sunteți femeie destinată să fiți soție. Dacă el voi sunteți bărbați, sunteți destinați să fiți soț. Și între voi aici e familia fericită, deci voi ați fi chiar o familie fericită. Da? Deci depinde de voi, de foarte mult de voi, de compromisurile pe care le faceți între voi, da? Pentru că ca să voi, deci voi va trebui cumva să vă găsiți resursele în voi și cu siguranță până la urmă veți reuși să vă, poate prin intervenția unei familii sau poate în prezent acum foarte mult important este ca să vă puteți împăca, să fiți împreună, contează foarte mult intervenția unei familii. Poate a unor prieteni sau a unor părinților, poate, sau a nașilor, nu știu, a unui prieteni de familie comuni, poate să fie și acest lucru, care vă poate ajuta, dar totuși să țineți cont că relația voastră nu trebuie să vă lăsați influențați prea mult de ceilalți. Da? Deci, pentru că acest lucru vă poate fi cu două fețe. Da? Deci, încercați cumva să fiți, poate, pe cont propriu, să luați decizii pe cont propriu. Pentru că viitorul vostru vă poate aduce bărbat, acum dacă vă veți împăca din nou, îmi pare că voi veți, ca femei veți dori să fie bărbatul perfect pentru voi. Iar el, dacă se va împăca cu voi, el va dori să fie bărbatul perfect pentru voi. Deci își va dori acest lucru. În orice caz, trebuie să căutați ajutorul unei persoane importante și să îndrăzniți să aspirați la cât mai sus. Să îndrăzniți să aveți, să pretindeți mai mult, ca să zic așa, da? Deci trebuie într-adevăr să vă, ca să vă puteți împăca, aveți nevoie de un sprijin, aveți nevoie de intervenția cuiva. Trebuie cumva poate să și reflectați mai mult asupra ceea ce ați făcut voi, dar aceste cărți care vă ajută vorbește despre faptul că este vorba despre o iubire trainică, este o sentimente care durează în timp, deci indiferent câte probleme sunt între voi și frecușul și nu știu ce, sentimentele tot vor rămâne,
Da? Pentru că sunteți voi, vei veni din alte vieți deja cu experiența acestei relații. Aveți multe încă de vindecat. Deci voi v-ați și rănit, dar v-ați și ajutat unul pe altul să creșteți în același timp. Da? Deci trebuie să fiți mai optimiști, să trăiți cu mai mult optimism, să fiți mai entuziaști, să fiți cumva poate mai vesel, să încercați cumva să vedeți partea luminoasă într-o relație, să fiți voi persoane pozitive, solare, dar să nu mai fiți atât de preocupați poate de grijile de zi cu zi care practic îngreunează relația, ci să încercați să priviți cu mai multă detașare și cu mai multă veselie că există soluții și rezolvare în orice și să încercați mai mult să dați part, să vă arătați partea luminoasă a voastră, că până acum v-ați arătat poate mai mult partea înnegurată, partea tristă, partea urâtă, dezamăgirile, supărările, preocupările, da? Și acum poate ar trebui să vedeți, să arătați și cealaltă parte, să fiți femeia aici, regina, cea tainică a inimilor, împărăteasa, cea mai perfectă, grijiți-vă de voi, pentru că femeia perfectă, deci regina tainică a inimilor, semnifică și o femeie frumoasă, cu multe calități, da? Fizice și psihice și mentale, o femeie, poate să fie vorba de o femeie intelectual, o femeie care studiază, o femeie de afaceri, o femeie care poate să fie și mamă în același timp, și soție, și prietenă, și amantă, și femeie de afaceri. Iar el, la fel, cavalerul perfect îmi reprezintă bărbatul, soțul, care poate să fie un bun prieten, un bun amant, un bun soț, un bun tată, un bun bărbat de afaceri. Depinde foarte mult de anturajul pe care îl aveți, de cercurile din care vă învârtiți. Și pentru voi foarte important este să apelați acum, poate în acel moment, la cineva care să vă ajute, fie la o altă familie, fie la niște prieteni, persoană importantă, fie la o femeie, fie la un bărbat, fie chiar la o familie, ca să vă puteți împăca. Da, deci există șanse pentru că voi sunteți persoane care v-ați cunoscut în viețile trecute. Da, deci voi veniți din viețile anterioare deja cu relația. Da, și de aceea v-ați și cunoscut, poate v-ați cunoscut chiar pe neașteptate. La unul dintre voi, chiar în momentele în care nici nu vă mai gândeați că v-ați putea îndrăgosti și v-ați simți poate atrași foarte puternic unul de altul, sau așa, straniu, sentimente straniu, ca și cum de deja vu, ca și cum v-ați mai cunoscut. Cum să spun, v-ați împrietenit foarte rapid, ați avut încredere foarte rapid în momentul să vă faceți o relație, poate, da? Deci, cei care vin din viața anterioare au ceva, în amintiri comune și chiar dacă nu și-l amintesc, rămâne acea senzație că puteți avea încredere, că v-ați mai cunoscut, că vă știți într-un fel sau altul, sau că aveți foarte multe în comun. Și haideți să vedem și la a doua variantă, la voi, dacă vă veți împăca cu persoana iubită. Și aici mi-apare o dragoste adevărată. Și mai vorbește despre faptul că această relație e destinată să ajungă la un nivel superior, e destinată să devină o legătură mai stabilă, să dureze mai mult, o să ducă chiar la o logodnă, dacă nu deja a și fost. Sau este vorba că își dorește, sau voi vă doriți o logodnă, vă doriți o relație de durată. Să vedem ce spun cărțile. Dacă vă veți împăca cu persoana iubită, cei care v-ați ales a doua variantă în minoare roșie. Da? Ups. La voi se grăbește Afrodita. Se grăbește poate prin comunicarea. Mai multă comunicare, mai multă pozitivitate, mai multă popularitate, poate. Acum, poate, dacă sunteți femei, poate, orică sunteți voi foarte populară, orică cealaltă persoană își dorește o femeie care să strălucească în societate, să facă o bună impresie, să aibă multă popularitate, sau este vorba de o astfel de femeie, se vorbește această femeie, să vedem ce spun și cărțile. Da. Aici posibil să fie vorba despre faptul, da, e vorba de, nu cred că s-ar putea să nu vă împăcați, pentru că
E foarte posibil ca această relație să nu fi fost sufletul vostru pereche, da? Pentru că poate această persoană a fost foarte diferită de voi, da? Deci, cât v-ați fi așteptat, nu a corespuns, să zic așa, așteptărilor voastre. Voi v-ați imaginat că ar trebui să fie într-un fel și a fost amant, s-a comportat amant diferit. Acum, în acest moment, îmi apare că este timpul să vă rupeți de lume, de relație, să vă izolați, poate sunteți chiar într-o stare de izolare, de separare, da? Deci nu mai sunteți unul cu altul, dar e posibil ca și cealaltă persoană să se fi retras cu altcineva, să-și fi găsit pe altcineva cu care să aibă o foarte puternică atracție. Cu toate că și poate și cu voi a fost așa o oarecare atracție, dar era o persoană care își căuta sufletul pereche cu care să se căsătorească, că de-aia și ieșit o relație de logodnă, de lungă durată. Pentru că aici mi-apare că e vorba de o infidelitate, a fost vorba de înșelătorie în relația cu voi. Acum, fie că voi ați înșelat, fie că cealaltă persoană a înșelat, deci a existat aici o înșelătorie, o hoție, o minciună, o trădare, da? Deci nu a fost lucrurile ok între voi din acest punct de vedere. Deci nu e vorba de nepotrivire de caracter, cât este vorba că cineva nu a fost suficient de corect. Ori amândoi, ori unul sau altul, da? A călcat strâmb. Pentru că așa este felul. Pentru că își căuta acea persoană cu care să îi poată rămâne fidel și nu erați voi. În prezent, aici mi apare această femeie, puteți să fiți voi, poate unele dintre voi chiar voi ați băgat divorțul, v-ați despărțit. Aici mai apare și o situație de egoism, orică nu faceți copii, copiii au jucat un rol important în această relație, orică sunteți o persoană destul de egoistă sau nu. Aici mi apare o situație în care poate nu erați fidelă. Sau ați fost înșelată cu o femeie despărțită, poate să fie și acest lucru, cu o femeie de proastă calitate. Și în viitor, într-adevăr, îmi apare moartea. Moartea înseamnă ruperea, separarea, deci despărțirea. Deci nu, tot despărțirea va fi, cu toate că e foarte posibil ca nici cu cealaltă persoană să nu rămână împreună. Deci este foarte posibil, dacă este un bărbat sau și femeie, să nu rămână nici cu cealaltă persoană, pentru că nu este poate o persoană prea sinceră, poate nu este o persoană prea are ceva care nu. Da, deci nu-și găsește locul într-un singur loc. Are calități și proaste, să zic așa. Este foarte ușor de. Se lasă purta de atracția fizică, să zic așa. Da? Deci alchimia joacă un rol important pentru această relație și la voi, dar și dacă mai este într-o cealaltă. Deci aici nu prea mi apare separare, da? Deci, cu toate că poate între voi ar mai putea fi o atracție fizică, sau asta a fost între voi atracție fizică, dar nu mai mult de atât, pentru că viitorul oricum va duce separarea, va duce despărțirea, va trebui să vă schimbați mentalitatea, să vă schimbați, să acceptați situația, să închideți trecutul, să uitați, să nu vă mai. Pentru că oricum nu au fost lucruri, au fost lucruri, poate este și căsătorită cealaltă persoană, da? E foarte posibil să fie chiar căsătorită în acest moment sau deja era și atunci căsătorită și acum s-a retras pur și simplu cu familia, cu cealaltă persoană cu care acum parcă are și o alchimie, o atracție mai puternică. Cam asta e și pentru a doua variantă. Și haideți să vedem și la ultima variantă, varianta cu inimioara roz, la ce vă puteți aștepta în relația cu persoana iubită, dacă vă veți împăca, da? Deci să vedem ce spun cărțile de tarot. Aici trebuie să fiți puțin, să nu mai fiți atât de geloși, posesivi, egoiști, să știți voi totul, să controlați voi totul, să știți voi ce urmează în viitor, ce se va întâmpla în viitor, dacă veți face copii, dacă veți face casă, dacă va fi cu voi sau nu va fi. Ar trebui cumva să vă trăiți, să zis, mai mult, mai spontan relația, așa cum să o luați zi de zi, așa cum ce vine. Să nu vă faceți prea mult, să vă cramponați prea mult de cum va fi peste 10 ani, dacă veți rămâne împreună sau nu, sau să luați lucrurile pas cu pas până se clădește. O casă îmi durează, știți? Și va trebui poate să și fiți cumva mai comunicativ, să cereți ajutorul prietenilor, poate.
Sau foarte mult contează relația, prietenii, anturajul, da? Să vedem. Poate voi ați dorit să controlați mult anturajul său, să-l țineți cont de anturaj. Oamenii sunt pregătiți să se schimbe când sunt pregătiți să se schimbe. Voi vedeți în felul vostru lucrurile, cealaltă persoană vede în felul său. Și dacă nu este pregătită să facă o schimbare, nu va face. Și cu cât veți insista mai mult, cu atât poate se va înstrăina mai mult. Pentru că nu răspundeți așteptărilor sale, nu corespunde, să zic așa, obiectivul vostru cu obiectivul său. Ops. Se grăbesc aici. Niște cărți. Aici își dorește, poate, aici și voi și ea, cealaltă persoană își dorește, deci cealaltă persoană își dorește dragoste la prima vedere, vrea să se îndrăgostească, vrea să fie îndrăgostit, vrea să fie cel mai fericit, cea mai fericită persoană și voi vă doriți și voi stabilitate, vă doriți armonie, pace, înțelegere, dar cealaltă persoană vrea o pasiune din aia așa orbească, știți? Voi poate sunteți o persoană mai temperată, da? Pentru gusturile sale. Sau invers. Voi sunteți prea impulsiv și cealaltă persoană mai temperată. Da. Mă tem că nu. Nu, mă tem că nu. Și aici la voi este o chestiune legată și de copii. Mi-apare și o situație în care s-a retras, da? Poate chiar era căsătorită, poate chiar avea o altă relație, da? S-a retras din și-a rupt relația cu voi sau cu lumea, cu anturajul. Aici mi-apare și o situație legată de copii. Orică voi v-ați comportat și acum în prezent încă mai aveți acest comportament de copii, vă faceți iluzii, vă faceți idei, poate unul dintre voi chiar aveți copii împreună, cine știe, dar și voi aveți poate un anumit comportament irresponsabil, ca și cealaltă persoană de altfel. Da, deci vă comportați cu anumită irresponsabilitate. Și aici în viitor mi-apare că ar trebui, pentru a reuși să recâștigați cealaltă persoană, poate va trebui cumva să vă reîntineriți. Numai dacă mai reîntineriți, va putea poate să renască dragostea între voi. Sau numai dacă veți fi mai... să luați ca pe o joacă relația. Ceva ușor, fără pretenții, fără responsabilitate, poate. Să doar așa în joacă, flirtul, da? Deci... ne întâlnim, ne iubim și ne mai vedem la anul, ceva de genul. Poate doar așa să mai aveți o relație, că nu mi-apare. Aici mi-apare că, într-adevăr, v-ați dorit o stabilitate, o armonie. Poate a fost și o perioadă, într-adevăr, de stabilitate și armonie, dar foarte posibil că să fi fost mai mult singură voi, ca femei, spre exemplu, pentru că mai avea pe cineva, deci mai era cu alta. Posibil că această persoană să fie o persoană care se îndrăgostește ușor sau, mă rog, este în dificultatea alegerii, că mai are și o altă persoană, deci mai are are soție, da? Sau are o altă femeie care este în acest moment, pentru că este pus în dificultatea alegerii acum, nu știe ce să facă. Deci există și o situație de infidelitate, da? Deci nu este prea fidelă această persoană și aici în viitor îmi apare separarea, despărțirea. Da? Deci este binefăcătoare această separare față de voi, veți sta la distanță unul de altul. Poate că este și situația care se află acum, de a sta unul într-un loc și unul în alt loc, dar ideea este că nu mi apare că va fi o relație în care voi vă veți... veți rămâne împreună, ci mai degrabă la distanță și chiar vă este benefică această separare, vă aduce mai multă veți fi mai creativ, suferința vă face să fiți mai creativi, pentru că vă confruntă cu situații la care sunt dureroase și care în felul acesta este imperios necesar ca lucrurile să această despărțire este imperios necesară pentru ca să evoluați, da? Ca să puteți să mergeți înainte, că altfel, dacă mai o țineați în această situație, voi rămâneați blocați, poate, rămâneați pe loc, nu făceați nu aveați niciun rost, să zic așa, da? Poate pentru că unii, voi chiar vă doriți copii, poate să fie și o astfel de situație, sau pentru că erau niște copii la mijloc și atunci nu făcea bine acelor copii să mai fiți cu această persoană. În orice caz, este o situație pentru că destul de critică.
din care puteți ieși doar așa, prin separare, da? Deci să ieșiți din confortul vostru, da? Deci din obișnuința voastră și să acceptați odată pentru totdeauna această separare, poate. Da? Deci pentru că oricum neprevăzutul poate șterge sau crea lucruri noi, da? Deci poate să fie vorba despre cineva, să vă îndrăgostiți la prima vedere de cineva și vă poate aduce mai multă bucurie, da? Să recâștigați o dragoste, poate, da? Dacă voi veți fi mai plin de voi, mai sigur pe voi și mai vesel, da? Poate să găsiți pe cineva tot singur, da? Sau poate că în orice caz, apare că această relație la care v-ați gândit voi este ajuns la fundul sacului, să zic așa, da? De s-a terminat, nu mai are. Evitați practic orice tentativă, dar poate în același timp, ca să dați o șansă, cu toate că nu o văd, este singura șansă este să nu vă mai aruncați într-o aventură. Poate asta a fost o aventură sau nu mai aveți aventură de acest lucru, de acest fel, pentru că e vorba de o lecție practic aici care va putea să vă aducă și mai mult rău dacă mai continuați să mai aveți vreo aventură, să zic așa, da? Deci evitați orice tentativă aventurieră. Da? Deci aici mi-apare o călătorie, orică pleacă într-o călătorie unul dintre voi, orică e această separare pentru că există această infidelitate, există această situație de dificultatea alegerii între voi și familia cealaltă, între voi și o altă persoană. S-a îndrăgostit poate de altcineva. Deci îmi pare că este o situație în care sunt implicați poate și copii sau voi aveți comportament de copii. Și voi și cealaltă persoană, da? Deci irresponsabilitate, încăpățânarea aia de copii, acum vreau, acum, ca pe jucărie aia, mi s-a stricat, mi-au jucăriile și plec. Și, adică acest gen de comportament de copii, da? Și voi, tot, această relație chiar a fost o joacă, poate o glumă pentru unii dintre voi, sau cealaltă persoană a privit-o ca pe o joacă, ca pe o glumă, oricum îmi pare infidelitate și separare, da? Deci, din păcate, nu pot să vă dau vești bune pentru voi. Cam asta e tot ce pot să spun și la ultima variantă, varianta mare roz. Eu sper că v-au plăcut aceste etalări, că v-ați regăsit în ele pe voi și situația, persoana la care v-ați gândit, că v-au răspuns la întrebări și că vă ajută să înțelegeți mai bine ce aveți de făcut pe mai departe. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube Crista Rod și dacă încă nu sunteți înscriși pe acest canal, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele, cum vedeți aceste etalări. Și vă doresc în continuare o zi plăcută și multă sănătate și, bineînțeles, să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!